Suntem efectiv între cele patru case noi din Hâț Residence. Deci aproape 1,10 m săpat, fraților. Nu s-a întâlnit hoțul cu prostul. Newsflash! În acest vlog am să vă spun că vor fi cu pompe de căldură și cu panouri solare, fraților. Țineți-vă bine. Vom avea și un design interior nou. Cam unde o să sară prețurile datorită inflației? Adică vreau să facem case verzi. Hâț cu lapte, hâț cu vlog, hâț cu bună dimineața. Trezirea. Hâț cu bună dimineața, fraților, este cazul să-i mulțumesc lui Edi că deja săracul de el a ajuns să aibă două joburi într-unul, dar asta e cu șchiopul, nu te pui, Jonuțule, pe șchiop îl împingi. Băi, fraților, deci vă dau cuvântul meu de onoare, cred că abia acum simt fericirea aia adevărată pe care mă așteptam să o simt atunci când m-am apucat de construcții, din ce punct de vedere, ca să nu bat câmpii sau să nu pară că bat câmpii. Acum, a doua oară, al doilea șantier pornit, mi se pare că pune pecetea, pune pata la maua și treaba este serioasă, fraților. Suntem efectiv între cele patru case noi din Hâț Residence. După cum vedeți, Hâț Residence-ul nostru este tot acolo, gard comun cu noi, da, aici o să fie dubla de pe dreapta, teoretic acum sunt pe servitutea dintre case, dacă eram jumătate de metru mai la dreapta, eram în curtea primei case de aici, Jonuțule. Totul este săpat, haide Edi cu mine să începem nebunia, totul este săpat la riglă, fraților. Începem aceste vloguri în primul rând pentru că deși știm că va fi vorba despre aceleași șantiere, dăm un pic mai în față, Edi, te rog, noi vrem să vă arătăm cu transparență că lucrurile se vor întâmpla cel puțin la fel de profi, dacă nu cumva chiar mai profi, având în vedere faptul că orice om învață pe măsură ce capătă experiență, fraților, da? Deci din ce în ce mai multe șantiere ce vom avea, cu atât mai multă experiență va fi. Subliniem, uitați-vă cât de frumos este pusă împământarea, Jonuțule, da? Un lucru foarte important, ca împământarea să fie pusă în fundația casei. Băieții au săpat un metru, aveți băieți un metru voi? Ruleta, Barosane, ruleta, vino cu ea încoa. Totul se face la boloboc, fraților, pentru că noi lucrăm serios. Hai încoa, nu mai strânge, nu mai strânge. Uite, tată, viața pe șantier, îl băgăm pe Edi și pe șantier. Ia, bag-o până la fund, bag-o până la fund. Ia uite, tată, 1,10 m aproape, da? Deci aproape 1,10 m săpat, fraților. Cu lățime, ia dă-ne și o lățime, tovarășe Edi, dacă suntem aici. Lucrăm cu același beton de calitate. Trebuie să vă recunosc că 70 lățime, Jonuțule. Fiți atenți. Avem deja etrierii montați pe stâlpișori, fraților. Fierul este de aceeași calitate, este cumpărat tot fierul. Vom merge imediat acolo să discutăm și de fier. O să discutăm un pic și cu nașul. Și voiam să vă spun că am cumpărat fierul la un preț destul de bun. Sunt foarte mulțumit de aici, de la vecinii noștri de la CDA Steel. Undeva pe la 4 lei, 4 lei și un pic cu tot cu TVA, metru cub de fasonat, ceea ce mi se pare foarte decent, pentru că știu că atunci când construiam și venise nebunia cu scumpirile, din 2,7, 3 și ceva cu cât cumpăram eu, sărise în peste 5, fraților, da? Deci avem deja, după cum vedeți, împământarea pusă în fundația caselor, Jonuțule, ne pregătim să turnăm zilele acestea. Haideți să vorbim un pic de fierul cumpărat și uitați-vă, vă rog frumos, ce ordine și disciplină este la noi în scule, căci tovarășul nostru Antonio Pican tot de la Hâț Residence a luat și schelă și popi. Hai până la fier. Lasă vrăjeala și nu te mai da înapoi de la sticlă, că noi suntem transparenți cu toate. El Nașu, alături de noi ca de fiecare dată, Nașule, dă-ne un scurt reminder, te rog frumos, pentru că indiferent cât de multe case vom construi, la fiecare vom discuta cu aceeași dragoste și pasiune. Deci ce ai acolo în spate? Avem fierul pentru fundații. Ce avem? Ce grosime avem acolo? 12 și 10. 6, 12, 4, 10 pe grindă. Bun, perfect. Și aici ai etrieri? Ce ai? Etrieri și etrieri, mai larg și mai mici. Etrieri de stâlpi, etrieri de terase. Etrierii sunt de 10 sau de 8? De 8. 8, nu? Parcă așa îl văd. Vezi, mă, că-și dă și fratele vostru ochiul ușor, ușor. Și acolo ce face Neion? Neion să joacă acolo. Așa, treabă lejeră. Te pup, Neioane, băi, mi-era un dor de toți băieții, pentru că trebuie să vă spunem un pic așa din modus operandi. Nașul are mai multe diferite echipe, unele pentru interioare, unele pentru exterioare, dar mie mi-era dor să văd toți băieții pe șantier, bă, fraților. Mai pândim un teren, aici lumea a înțeles. Știți ce se întâmplă în România? Bine, cred că se întâmplă oriunde în business. Oamenii au înțeles că popa e un fel de peștoi, peștele mare, și acum mă pescuiesc cu diferite momeli, înțelegi, pe la terenurile astea din jurul nostru. Dar ce credeți? Nu s-a întâlnit hoțul cu prostul. Așadar, deocamdată ne ocupăm de aceste următoare patru case, Jonuțule, care, newsflash, în acest vlog am să vă spun că vor fi cu pompe de căldură și cu panouri solare, fraților, țineți-vă bine. Și mai mult de atât, am să vă spun că vom avea și un design interior nou. Venim cu niște schimbări interioare, la exterior nu o să fie foarte mari schimbări, însă vă putem spune ceva. Deci, după cum vă uitați la căsuțele din zare, fraților, care au teoretic același amplasament ca cele de aici, veți vedea că sus la etaj avem două ferestre care ies în spatele casei, da? Acelea sunt cele două dormitoare auxiliare, adică nu dormitorul matrimonial, care dormitorul matrimonial iese în consola aceea, pe care o știți de la toate casele, pentru că este teoretic vedeta fațadei principale a caselor, da? Bun, ce am făcut noi de data asta ca să fie mai wise un pic situația? În momentul în care eu am mutat casele de pe laterala aia, pe laterala asta, mi-am dat seama de un lucru, zic, bă, nu vreau să mai iasă terasele în spate, pentru că dacă vor ieși terasele în spate, o să le iasă oamenilor direct în gard și nu arată cool. Și am mutat
terasele pe lateral. Însă, nu m-am gândit, e o chestie de finețe, asta nu e atât de importantă, să mut și geamul dormitorului de sus dreapta pe laterala asta care dă în strada principală, ca oamenii să nu se vadă neapărat între case, între ei. Dar știți cum este, așa cum vă spuneam și mai devreme, omul capătă experiență pe măsură ce muncește și își descoperă greșelile. Uite-mă ce frumoasă e asta, mă. Uite-mă un antracit din ăsta, vreau și eu în curte, mă. Cer mult, mă. I-am zis. Ăla e, nu? I-am zis și se rezolvă, fraților. Cu răbdare și cu tot ce trebuie. Hai să mai aruncăm un ochi și în container, să vedem și noi ce mai face. Nașule, ne pregătim și de un container mai frumușes cu ceva cu birouri, de asta când dăm drumul la cartierul la mare. Îți fac un din ăla cu espresor, cu haules baules. Și deocamdată, tot pe Vlogulescu, pentru că vrem să fie transparență totală. Ia spunem tu mie. Acum că ne apucăm să construim, vrei să vorbesc cu vecinul cu terenul de aici și să mutăm containerul pe terenul lor cât construim, nu, sau nu te încurcă colțulețul ăsta? Ne încurcă doar la gard, când nu faci gard. Când ajungem la gard, dar până la gard mai este, fraților. Chiar e bine aici. Până la gard mai avem. O să vreau să mai centralizez un lucru, dacă mi iese chestia asta, este genial. Înainte să pun frezatul, aș vrea să reușesc pentru aceste patru case să îngrop tot ce e de îngropat, fraților. De la digi până la gaze, curent, nu mai vreau să vă șanț o dată la două luni de zile, că o să nebunesc. Aruncăm un ochi și revenim. Uite-le, mâncalea tata, din garajul meu alb au plecat, dacă știți și vă amintiți vlogul când am cumpărat ăla și am pus prima oară ordine și disciplină cu brelocuri, cu hâț, gionuțule. Deci, cu aceeași transparență totală cu care v-am obișnuit, vă spunem că mai sunt doar două case, tocmai de aceea am demarat procesul de construire a următoarelor case. Business-wise vorbind, decizia mea a fost în felul următor, fraților, am spus așa. În momentul în care voi fi vândut peste jumătate din casele construite deja, adică peste 3, voi fi considerat că e un business care funcționează și care îmi place și mi-aduce profit în limita în care mi-am dorit și m-am așteptat, deci pot să-l continui. Avem deja terenul pentru aceste următoare 4, mai pândesc un teren aici pentru două case, nu mă reușesc să mă sincronizez cu proprietarul și vă spuneam că mai sunt două case de vânzare. De ce? Pentru că aceste noi case nu vor fi cu mult mai scumpe, trebuie să vedem un pic din mers cam unde o să sară prețurile datorită inflației, că nu vreau să spun cuvântul ăsta, dar din păcate trebuie, și datorită faptului că, și aici de fapt prima oară e din cauza inflației, aici este cu datorită, prețul va crește un pic datorită faptului că le vom face independente, fraților, deci... Era să se trătească ușa peste noi cu tot cu lumină. Cum era să fie bezne deodată cu zgomot. Le vom face să aibă pompă de căldură, să aibă panouri solare, evident, de la Solera, de la Călin Donca. Și cu siguranță, pentru că vreau să le fac independente, ar fi smart, chiar dacă n-am făcut asta până acum proprietarilor, dar nu era imposibil, să sap și un puț. Adică vreau să facem case verzi. De ce nu? Și atunci prețul o să se ducă un pic în sus. Tocmai de aceea vă spuneam că mai sunt două. Sunt foarte fericit că au foarte mare trecere și că oamenii care vin să vadă ce am făcut noi la Hâți Residence aici înțeleg de adevărat la ce se întâmplă aici și din suflet și nu numai din punct de vedere business. Iar eu abia așteptam să văd, fraților, că pornesc aceste alte patru case. De ce? Stați să mă ridic cu voi pe filmare și să vă arăt cum vine Gionuțule. Fiți atenți. Deci, obiectiv vorbind, aceste patru case pe care le construim acum în stânga aici, mulțumim, Edi, că ne-ai ajutat cu ușa, sunt casele care sunt fix în fața casei mele. Uitați-vă, fraților, deci perpendicular pe casa mea. Da, aceste patru case. Și teoretic, acum m-am flancat numai cu vecini Hâți Residence. Bă, cât de mișto suna asta. Adică, acum dacă ferească Dumnezeu din anumite puncte de vedere nu o să ne iasă prieteniile, înseamnă că am ales eu prost. Și dacă am ales prost, asta probabil vine de la Doamne, Doamne. Dar nu cred. Clienții de până acum Hâți Residence sunt numai oameni dulci, oameni sufletiști, oameni credincioși, motiv pentru care ne bucurăm, fraților. Este pentru mine o împlinire uriașă să mă uit la șantiere. Îl avem și pe Buldo pe care l-am pornit, l-am alimentat, e full de kerosen, Gionuțule, gata să zboare pe aici. Strădoanța arată superb, încă n-am să-mi consum glonțul cu frezatul, pentru că dacă mai avem de săpat aici pentru casele astea, ar fi chiar stupid să-l mă grăbesc acum să-l pun. Lambo-ul merge forță oricum pe piatră, pentru că piatra este pusă la linie, fraților. Căruciorul, băieții noștri sunt călare pe găuroaie. Se lucrează la împământarea asta pe care vrem să o facem de ultim răcnet, fraților, pentru că dacă vor fi case care vor avea panouri solare, trebuie să aibă cea împământare din lume. Revenim pe mai departe cu șantiere și cu de toate, pentru că ne-am promis nouă și vă promitem și vouă acum în fața camerei, Gionuțule, că vom filma zilnic, în măsura în care putem să o facem. Ce, Edi a rămas priponit după ușa acolo, mă. Ce ai rămas, mă? Ține clanță. Băi, de ce Edi are numai apariții de astea? Este atât de cum se cade și de educat și de bun simț, de plin de bun simț, Edi, încât, știi, el când vrea să facă ceva din bun simț, rămâne acolo. Ce spuneam? Nu mai știu ce spuneam, fraților. Important este că împământarea noastră o să fie de nota 200, pentru că vom face case cu panouri fotovoltaice. Hâți, Gionuțule. Până una alta, nu uitați să dați subscribe, Dorian Popa, să vă rugați să nu cadă Dorian Popa din cârje, Doamne ajută. Follow pe Spotify,
Dorian Popa. Follow pe Instagram Corileve, eu sunt Dorian. Și de asemenea nu uitați să țineți ochiometrul pe www.dorianpopa.ro, pentru că acolo surprizele se țin lanț. Să aveți o zi, o cafeluță și o săptămână mirobolaxante. Vreau și-a urmă că mi-e foame. Pune sos și multă carne. Și peste câțiva cartofi. Pune sos! Vreau și-a urmă că mi-e foame.